veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Haideți să continuăm studiul biblic cu o altă familie. Familia de luptători. Când toți spun haidem la luptă, ți și rușine să-mi spui tu, nu mergem. Dacă când toți spun nu mergem, tu singur să te ridici în picioare să spui haide să luptăm, asta e ceva. În fața unei mulțimi care vrea să rămână pe loc sau unii chiar se întoarcă în Egipt, Caleb, ca unul care a văzut pericolul, nu un fel de curaj și râvnă, fără pricepere, ci un om care era conștient de pericolul războiului, dar spune el, haideți să ne suim că vom pune mâna pe țară și vom fi biruitori. Și vreau să citim Iosua, versetul 6 din capitolul 14, în care rezultă că el a avut o durere profundă când i-a văzut pe ceilalți atât de molateci și atât de lipsiți de vlagă de a lupta, 14:6. Și dintre cei ce scodiseră țara, Iosua fiului Nun și Caleb fiului Iefune și-au rupt hainele când au văzut ce fac ceilalți. Și din Iosua, capitolul 14, versetul 8, frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului. Pentru a fi luptător, pentru a te ținea și la 40 de ani și la 85 de ani într-o poziție de luptă, trebuie să fii un om al inițiativei, al curajului, al speranței și nădejdii din Dumnezeu, că altfel diavolul, dușmanii, lumea aceasta ne demoralizează repede. În al doilea aspect, citim în Numeri 14:6, prietenia lui cu Iosua. Și Domnul Iisus, amintiți-vă, când și-a trimis ucenicii, i-a trimis doi câte doi. Și dintre cei ce i-a scos țara, Iosua fiului Nun și Caleb fiului Iefune și-au rupt hainele. Și în Iosua scrie din nou, dar rămânem la atât, că ei au fost împreună. Când credeți că s-au unit ei împreună în declarația lor? Acolo, doar în fața adunării? Nu știu exact din cele 12 cum au mers prin țară, care și cu care au povestit. Dar eu cred că încă pe drum Iosua cu Caleb s-au împrietenit și cred că nu în ultim moment ei s-au hotărât ce să spun în fața adunării. Ei s-au hotărât pe drum și poate încă pe drum cei doi au diferit de ceilalți. Dar a fost foarte important Caleb să mai aibă încă un om care vede ca el. Dacă era singur Caleb, putea să vină un duh de deznădejde pe el să spună, măi, dar numai eu văd așa? Dar au fost doi. De aceea spune și cartea Eclesiastului că atunci când sunt doi, dacă unul se întâmplă să cadă, celălalt îl ridică. Aici au fost doi oameni, Dumnezeu n-a lăsat să fie mai puțin, a fost un minim necesar. Această prietenie, această bază reciprocă a lui Iosua pe Caleb și invers, l-a ajutat pe Caleb să rămână în picioare și chiar când o biserică întreagă, am spune noi acum, și atunci o mulțime întreagă a fost împotriva lor, pentru că au zis ce a întâmplat aici, citim în versetul 10. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre. O adunare de sute de mii de oameni vrea să ucidă cu pietre pe cei mai valoroși oameni al lui Dumnezeu din Israel la acel moment. Singurii, împreună cu Eleazar, care aveau să vadă țara. Acest Caleb și Iosua au fost prieteni pentru că au fost călăuziți, spune Biblia aici, de același duh. Și acesta este cel de-al treilea aspect al lui Caleb ca și scoadă. A fost călăuzit în sufleții de Duhul lui Dumnezeu. Citim în 14:24. Dar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh. Ce se întâmplă atunci când într-o masă de oameni toți sunt călăuziți de un duh, dar unul sau doi fac excepție? Vă amintesc când Ahab și Iosafat stăteau pe scaunele lor de domnie și sute de proroși stăteau înaintea lor, toți călăuziți, însuflețiți de același duh de minciună, proroceau lui Ahab așa, suie-te la luptă că ești vei zbuti. Și apare Mica, singur în opoziție, și spune, du-te, dar nu te mai întorci. Călăuzit de un alt duh. Numai că acest Caleb a fost însuflețit nu de un duh oarecare, ci a fost Duhul lui Dumnezeu peste el. Dea Domnul într-o vreme când oamenii dau să se rătăcească, să fie Duhul Dumnezeu noi, să avem lumină, să avem curaj,
să fim prieteni cu cei care sunt călăuziți de același Duh și el să fie Duhul lui Dumnezeu. Acest Duh al lui Caleb l-a păstrat. Nu poți să reziști în fața unei mese de oameni fizic. Ce dai imediat? Noi suntem coruptibili, suntem slabi. Dar Duhul cel care ne ține, scrie Apostolul Pavel și a spus și Domnul Iisus în Ioan 6, carnea nu folosește la nimic. Duhul cel ce dă viață. Și când ai acest sentiment profund și încredințare că Duhul Dumnezeu este peste tine și că știi, cum spune Pavel, în cine am crezut, toată lumea poate să întoarcă pe dos. Îi scrie Pavel lui Timotei, tu să rămâi în lucrurile care ești deplin încredințat, că știi că de la cine le-ai primit. Și în al patrulea rând, Caleb, ca iscoadă, a fost omul care a împlinit întru totul voia lui Dumnezeu. Citim în Iosua 14:8, ceea ce însuși declară puțin mai târziu el. Frații mei care se susțin împreună cu mine au tăiat calea poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Atât de mult face să te ții întru totul de Domnul. Frați și surori, rețineți, există un secret al pocăinței. Când ai început să scazi câte una de pe listă, tot scazi până nu mai rămâi cu nimic. Numai atâta vreme poți să te menții, să faci voia Domnului, cât vrei să o faci întru totul. Atât reziști. Amintiți-vă copiii la școală. Sunt copii în clasele primare, când iau numai toți 10. Și după ce a luat apuca, a luat 8 și 9, până la urmă nu-i mai frică nici de 7 și până la urmă zâmbește când are 5. Dar câte vreme a fost numai pe linia lui 10, a plâns pentru un 9. Așa și în pocăință. Câte vreme te ții și te secuge tu sensibil și nu te scazi și nu te scapi și urmezi în totul calea Domnului, ai șanse de viitor. Și am putea spune despre Caleb, despre Iosua la fel, amândoi au urmat în totul calea Domnului, aceasta l-a ținut pe Caleb în viață. N-a scăzut nimic, dar din putere a scăzut? N-a scăzut nici din putere. Să pășim acum la a doua privire asupra lui Caleb, războinicul Caleb. Un războinic la 85 de ani, la fel din putere și în voință ca la 40. Iarăși patru lucruri să notăm aici. Și la 85 de ani, nu numai când a fost iscoadă, n-a fost un accident, a fost omul de luptă și de inițiativă. Citim aici în 14:8, frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului. Ce facem noi? Când se propune post cu toată biserica, când se propune să ne luptăm, să ne rugăm special pentru o lucrare, pentru o localitate, suntem cei care spunem ca și Caleb, dacă Domnul e cu noi, vom birui? Sunt cei care spune, nu e nicio șansă, lucrarea asta nu poate merge așa departe. Facem noi acum pe vitej, dacă alții n-au făcut, facem noi. Nu noi, face Domnul. Dar să fii omul care impulsionezi. Iosua n-a fost omul care a tăiat inima poporului, ci a fost omul care le-a spus, fiți cu inimă. Asta o faci când ești plin de Duhul lui Dumnezeu. Și în 14, cum se spune el, și astăzi sunt tot atât de tare, și aici iar este un aspect foarte frumos, ca în ziua când m-a trimis Moise, am tot atâta putere, cât aveam atunci, și apar două variante aici. Fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Unii spun cam așa, dacă aș fi eu în frunte, atunci să vezi ce râvnă și ce inițiativă aș avea. Caleb a spus, eu am inițiativă și tărie și în frunte și în front. Vreau aceeași râvnă să mă marcheze, fie că sunt pe prima bancă, fie că sunt la mijloc sau în spate. E adevărat, e tentant și firesc să crezi așa, dacă eu aș fi în frunte, aș avea râvnă. Dacă nu ai unde ești, fii pe pace, că nici dacă ai fi deasupra de frunte, tot aceeași râvnă o să ai. Asta e lege. În al doilea rând, ceea ce l-a ținut pe acest războinic în stare de luptă și la ce a vrut înaintate a fost faptul că a crezut cuvântul profetic. A crezut lucrarea Domnului. În 14:6 citim așa, aici în Iosua. Știi ce a spus Domnului Moise, omului Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades Barnea? Nu te poți lupta dacă nu ții cont de profețiile care ți le dă Dumnezeu. Au fost războaie pentru Israel. Și a spus David în unei situații cu filistenii să mă sui? Și Domnul a spus, când vei auzi un vuiet în vârful turcilor, suie-te. Altea a spus, nu, ia-i pe dinapoi. Luptă-te după profețiile care sunt date. Că dacă nu ții cont de acestea, n-ai cum să câștigi biruința. Știi ce a spus Domnul, spune el? Și acum Domnul împlinește, noi facem numai după cum Domnul a spus. Și s-a bazat pe acest cuvânt din partea Domnului.
În al treilea rând, în Numeri citim acum, capitolul 14, versetul 8 și 9. Caleb era un luptător bazat pe Dumnezeu. Întâlnim și atunci și astăzi oameni care sunt viteși, iscusiți, inteligenți. Dar dacă nu sunt bazați pe Dumnezeu, cât credeți că vor câștiga din bătălie? 14:8. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Numai nu vă răzbrătiți împotriva Domnului, nu vă temeți de oamenii aceia din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu au niciun sprijin, Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Pe ce motiv a fost Caleb atât de curajos și a spus, îi biruim? A spus că Domnul e cu noi. Știți, slujitorul lui Elisei s-a temut, vai, vai de noi, dar când a văzut că-s mai mulți cu noi, a spus, e acum ieftin. Și un copil, când e vorba de numărătoare, știe. Acum noi câștigăm. Era conștient că Dumnezeu este cu ei și l-a urmat pe Domnul ca să fie cu el, ca așa, toți am vrea să fie Domnul cu noi, nu? Nu aproape se pune, ne comportăm, noi trăim sfințenia ca să poată fi Domnul cu noi? Domnul a spus lui Israel, fii sfânt, altfel nu stau în tabără la tine, mă retrag. A spus, dacă Domnul va fi binevoitor, două aspecte foarte frumoase. Primul, cel menționat, că noi câștigăm lupta și Caleb așa a crezut prin Domnul și în al doilea rând, Dumnezeu nu-i dator neapărat. Domnul este binevoitor cu noi. În bunăvoința sa ne dă Domnul biruința. Domnul ar putea foarte ieftin să aleagă pe alții. Ar putea să facă altfel lucrarea. Dar este binevoitor cu noi. Și pe lângă biruință ne dă și țara Canaanului. Căci Domnul ne are în vedere și din acest punct de vedere. Și în al patrulea rând, iar și timp din Iosua 14, acest om avea o inimă curată. 14:7. Era în vârstă de 40 de ani, când m-a trimis Moise, robul Domnului din Cades Barnea, ca să-i zgonesc țara și am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Dacă inima nu este curată, știți ce i-a spus Petru la Simon în Fapte 8? Tu n-ai nici parte, nici sorți, că inima ta nu-i curată. Aceea a patra sămânță, spune Biblia în Luca 8:15, că fac roadă pentru că îl țin într-o inimă bună și curată. Numai așa vei putea să ai zbândă, dacă ești cu inima curată, numai oamenii aceștia vor vedea pe Dumnezeu. Ceilalți se vor pierde pe drum. Mulți pornesc și i-a spus Ahab la un moment dat împăratul Siriei, cine încinge armele, să nu se laude ca cel care le pune jos. Acest Caleb a fost un luptător la tinerețe, a fost și la bătrânețe, pentru că inima lui a fost curată. Dragostea vine printre altele dintr-o inimă curată. Și în Noul Testament este aceeași lucrare. Dacă nu suntem curați la suflet, dacă păcatul ne marchează, dacă avem alte interese meschine sau orice alt scop străin de Dumnezeu, în timp se va vedea, fie vorba ori de cine. Doar în sinceritate vom putea să stăm lângă Domnul. Și în al treilea rând, să-l privim pe Caleb ca un moștenitor al țării. Că știți, noastră, vom fi noi curajoși, ne place nouă să luptăm, dar și Petru a spus la un moment dat, Doamne, noi am lăsat toată moștenirea, care-i solda în final? Și a primit Caleb binecuvântarea Domnului. Spune aici în Iosua 14:13, Iosua a binecuvântat pe Caleb fiul lui Iefune și i-a dat de moștenire Hebronul. Noi binecuvântăm pe copii că sunt mici și asta e o binecuvântare reală. Dar în viață avem nevoie mereu de binecuvântări înnoite. Și aceste binecuvântări vin în urma unor lupte. L-a binecuvântat și i-a dat Hebronul. Dar Hebronul încă era plin de anachime. Și am spune noi dacă am fi comozi, dar asta e binecuvântare să-mi dea o cetate plină de uriași? Asta e binecuvântare? Și spune despre copii, de exemplu, că sunt o binecuvântare și noi când vedem cum arată viața lor, dar asta se numește binecuvântare? Da, e o binecuvântare plină de uriași care trebuie uciși. Și de-abia în final va fi o binecuvântare limpede. Citim aici în 14 Iosua, versetul 12 mai întâi. Dăm dar muntele acestea despre care a vorbit Domnul, ținea cont de cuvântul profetei, cum am zis, pe vremea aceea, căci am auzit atunci că acolo sunt anachimi și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și îi voi zgoni, cum a spus Domnul. A primit o binecuvântare pentru care a trebuit să mai lupte. Și în capitolul 15, citim, de la versetul 13, lui Caleb fiul lui Iefune i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul. I-au dat Kiriat Arba, adică Hebron, Arba era tatălui Anac. Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii lui Anac, Sheshai, Ahiman și Talmai, copiii lui Anac. Și de acolo
s-a suit mai departe la luptă împotriva debirului. Așa sunt binecuvântările Domnului. Dumnezeu luptă pentru noi, dar lupta nu va înceta. Va trebui să luptăm până la sfârșit. Și ne vom odihni în ceruri când vom primi, știți, spune, acum ne dă de moștenire cerul, dar acum cerul e plin de anachimi, e plin de demoni în văzduh. Cerul e moștenirea noastră. Dar trebuie să luptăm cu ei. Și de-abia în final, după ce vor fi uciși, și ultimul dușman, și diavolul, și moartea, atunci se va împlini cuvântul din Evanghelie care spune, intră în bucuria stăpânului tău și primește moștenirea 5 cetăți. Caleb aici a primit 3 cetăți. De-abia atunci vor fi cetățile fără anachimi. Acum e plin de anachimi. Dar aș vrea ca acest duh care l-a însuflețit pe Iosua și Caleb să vină peste noi. Și să fim în stare să ne luptăm prin Duhul Domnului, sub puterea Lui, cu toți uriașii care sunt în lumea aceasta. Nu cu oameni acum ne luptăm, ci cu duhuri. Dar spline aceste cetăți care ne dă Domnul de moștenire de duhuri pe care trebuie să le alungăm, sub binecuvântarea și puterea Domnului. Și în al doilea rând, am mai primit o binecuvântare acest Caleb. Fiind vorba și de tineri, binecuvântarea lui Caleb s-a întins nu numai peste el și peste urmașii lui. Auziți ce scrie în Deuteronom 1 cu 36. Afară de Caleb fiul lui Efune, el va vedea țara în care a mers, o voi da lui și copiilor lui, pentru că a urmat în totul calea Domnului. Și un alt verset din Iosua 14:9, din nou ne reamintește că binecuvântarea se răsprânge și peste copii. În ziua aceea Moise a jurat și a zis, este un jurământ, țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi. Și spune motivul, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Copiii celui neprihănit au parte de binecuvântările părinților săi. Și uitați-vă la Caleb, fiica sa Axa și jinele său Odniel au moștenit acele cetăți și cred că și urmașii lor, cum i-a promis Dumnezeu în Ieremia capitolul 35, recabiților, le-a spus o promisiune. Ieremia 35 cu 18. Auziți cum se răsfrâng asupra copiilor noștri binecuvântările și moștenirile Domnului. 35 cu 18. Și Ieremia a zis casei recabiților, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Pentru că ați ascultat de poruncile tatălui vostru, Ionadab, pentru că ați păzit toate orânduirile și ați făcut tot ce v-a poruncit el pentru aceasta. Așa vorbește Domnul. Ionadab fiul Recab nu va fi lipsit niciodată de urmași care să stea înaintea mea. În schimb, spune Biblia în Cartea Proverbilor, neamul celor răi va pieri. De aceea Israel este astăzi iubit. Scrie în Noul Testament, din pricina părinților lor, spune Pavel. Iată cum se întind aceste binecuvântări peste următoarele generații. Și să și trecem la generațiile următoare. Mai întâi la Axa. Privind-o în două ipostaze, mai întâi ca fiica lui Caleb și apoi ca nevastă a lui Odniel. Am amintit noi aici versetul din Iosua 14:9, că această fiică a primit moștenirea de la tatăl ei. A putut să intre în Hebron să moștenească. Am putea spune, ea nu a făcut nimic pentru asta. Măcar că eu cred, din ceea ce rezultă mai departe, că și fiica sa, de altfel chiar și un alt aspect mă face să cred că a fost tot o luptătoare. Știți, există o regulă, în general valabilă, prima fiică seamănă pe tată, primul băiat pe mamă și se întâmplă lucrurile acestea. Eu cred și după felul în care s-a comportat viața ei mai departe, că această fiică a fost și ea o luptătoare care s-a bucurat de moștenirea primită de la părinți, a acceptat ca tatăl ei să fie un luptător și la 80 de ani, când ea era deja mare, și a avut poate parte de durere și de suferință în această luptă, dar a vrut să moștenească și a primit poștirea din partea părinților săi prin binecuvântarea Domnului. Apoi, mai cred ceva, descrieți la Judecători, capitolul 1, versetul 12 și 13. Caleb a zis, voi da pe fiica mea Axa de nevastă cui va bate Kiriat Seferul și îl va lua. Odniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus mâna pe cetate și Caleb a dat de nevastă pe fiica sa Axa. Ea a primit o moștenire și o fericire de la părinți, dar și-a păstrat-o în viață. Pentru că puteți de la părinți să moșteniți lucruri frumoase,
o viață fericită, dar la căsătorie să vă nenorociți? Eu obișnuiesc să spun că și fetele își dau examenul de licență la căsătorie. Această fică, potrivit principiului biblic, că Dumnezeu face perechile de oameni să fie os din oase și carne din carne, cred că a fost o fată deosebită. Nu cred că și Caleb, în credincioșia lui care o avea înaintea Domnului, avea curajul să spună dacă fata sa era o fată de nimic. Cui va bate acest oraș și va fi un luptător deosebit, îi dau pe fiica mea asta care e ca și ea, am spune noi, nu? El a știut, a fost un lucru de preț. Credeți că Odniel se lupta să se chine cu o cetate întreagă să o bată pentru știu eu ce e ultima fată? A fost o fiică deosebită în Israel și și-a păstrat și după căsătorie această fericire. Nu s-a răzvrătit, a acceptat hotărârea tatălui său potrivit cu rânduiala vremii de atunci, poate s-a și rugat până Odniel a fost la luptă și și-a moștenit mai departe binecuvântarea. Rețineți acest aspect. Dacă aveți moștenite din partea părinților și mai întâi din partea Părintelui Veșnic Dumnezeu, ca fete, anumite binecuvântări și fericiri, nu vă nenorociți la căsătorie. Și duceți-vă fericirea și după aceea. Păstrați-vă moștenirea, bancă moștenirea trebuie să crească, nu numai Hebronul, și Debirul. Și aceasta a înțeles Axa. Apoi să privim la Axa ca și nevasta lui Odniel. Citim aici în versetul 14 că ea a primit un dar de nuntă, această cetate. Și deja de la nuntă era, am spune noi, soția primarului din Debir. A pornit cu un atu considerabil. Dar nu s-a oprit aici. Auziți, spune versetul 14, când a intrat ea la Odniel, l-a îndemnat să ceară un ogor de la tatăl ei. Era pornită mai departe. Și a mai primit un ogor și a primit izvoarele de sus și izvoarele de jos. Și nu s-a oprit aici. Și soțul ei a ajuns judecător în Israel și au fost alte războaie mai departe. L-a îndemnat. A fost și ea ca și tatăl ei, o soție de inițiativă. O soție care din soția primarului după nuntă a ajuns mai târziu soția primului ministru. Pentru că l-a îndemnat la aceasta. Nu l-a adus înapoi. Știți, spune Biblia despre Ahab, că l-a adus la nimica nevasta lui, care l-a îndemnat la rău. Noastră, la ce vă îndemnați soți? Eu cunosc situații în care unii soți simt chemare la lucrare. Și femei care le spun, dar ce numai tu ești? Dar sunt destui. Stai liniștit. Îndemnați-l să lupte, să ceară, să primească binecuvântarea Domnului, să fie cucerit Canaanul, Domnul să primească biruința. Fiți niște soții care ajută. Cum putea Odniel să se ridice fără această soție care l-a îndemnat? Ca și Caleb. A fost într-o continuă luptă, într-o continuă ascensiune în voia Domnului și în lupta pentru cucerirea Canaanului. Aceste războaie pentru cucerirea Canaanului ne sunt scrise aici ca să înțelegem ca se întâmplă cu noi acum. Noi avem în cer un Canaan, Canaanul ceresc, un Ierusalim de sus. La fel, este plin de cananiți care sunt duhuri și noi trebuie să ne luptăm. Și bărbați trebuie să fie un Caleb, un om viteaz, un Odniel, puterea lui Dumnezeu și noastră Oaxa, care îl îndeamnă la luptă și care îl ajută în luptă. Și în al doilea rând, tot aici, versetul 14-15, îmi place foarte mult relația lor de familie, înțelegerea lor și felul în care tratau problemele fiecare cu părinții. L-a îndemnat să ceară un ogor, dar în final s-a dus ea și Caleb a zis, ce vrei? I-a răspuns, dă-mi un dar și într-adevăr l-a primit. Amintesc doar în scurt acea regulă care o consider bună. Fiecare este bine să trateze problema cu părinții săi și nu în diagonală, ci în linie dreaptă, așa cum merge spița de neam. Că dacă facem, punem cruciș lucrurile, s-ar putea să se intervină de reglări. Odniel să ceară de la Kenaz că e fiul lui, Axa să ceară de la Caleb că e tatăl ei. De asemenea, această înțelegere, această armonie în familie, i-a ajutat să se primească. Spune Biblia Noul Testament în Matei 18, dacă se unesc doi pe pământul lucrurile va fi? Le va fi dat. Păi doi sunt în familie. Nu aveți ceva, uniți-vă amândoi și cereți. Și Dumnezeu dă. Poate nu pot părinții să dea, casă și avere, asta le moștenim de la părinți, nu? Dar să nu că le moștenim la Dumnezeu, dar trebuie cerut împreună. Și acceptat unul în favoarea celuilalt. Dumnezeu când a dus Israel în Canaan, nu a lăsat niște reguli stricte cum ar fi la noi în Constituție, în articolul cutare. Puterea se compune din puterea legislativă din cutare, puterea executivă din așa mai departe.
A lăsat așa o libertate, cine să conducă țara? Pentru că Dumnezeu avea în vedere ca în momente deosebite, speciale, anume, să ridice el oameni. Pe Moise cum să-l numim? Președinte, împărat, judecător? A fost un policonducător. Aici Dumnezeu peste cuvinte să ridice judecători. Mai târziu ei au fost numiți împărați. În Noul Testament au altă definiție. A fost primul judecător ridicat de Dumnezeu. Numai că înainte de a ajunge judecător, există o probă eliminatorie în ce privește lucrarea. Și în Biblie scrie despre asta. Proba eliminatorie în ce privește lucrarea este familia. Asta e și în Noul Testament și în Vechiul Testament. Dacă la această probă nu iei notă de trecere, despre lucrare nu poate fi vorba. De aceea la Odniel mai întâi este pusă problema familiei și apoi problema slujbei. Proba aceasta pentru Odniel, cât privește căsătoria, o avem aici în capitolul 1 și aș vrea să privim din trei puncte asupra căsătoriei lui Odniel și apoi asupra lui Odniel ca judecător și conducător militar. Deci mai întâi căsătoria lui Odniel. Cum a fost familia lui? Cum s-a căsătorit un om care în viitor ar vrea să fie un lucrător al Domnului, numărul 1 în Israel chiar? În 1:13 citim așa. Odniel, fiul lui Kenaz, când a auzit că Caleb vrea să dea această fată deosebită unui luptător, și a zis așa. A pus mâna pe cetate și Caleb i-a dat de nevastă pe fiica sa, Axa. A vrut o soție deosebită. Și în 3:6 scrie așa. Că unii au luat de neveste pe fetele cananiților și au dat de neveste fiilor pe fetele lor și au slujit Dumnezeilor lor. A vrut o soție deosebită. Putea să-și ia o fată din Canaan. Putea să-și ia o duzină de fete. Dar a vrut soția lui să fie ceva aparte. Nu să fie ceva la întâmplare. S-a luptat pentru aceasta. Pe ce criterii îți alegi partenerul? Să fie doar fată, dacă tu neapărat ești băiat? Să fie un băiat? Primul care vine? Care sunt criteriile de alegere? Te lupți pentru asta? Postești? Te rogi? Ceri de la Domnul? Te avânți în luptă? Vezi dacă are aceeași viziune pentru luptă? Sau soț să fie? Odniel a vrut ceva deosebit. Și pentru o căsătorie a fost în stare să ducă un război. Împotriva unei cetăți cananite, numai pentru căsătorie. Puteți să spuneți, de ce? Nu sunt fete? Însă așa a înțeles el această lucrare, s-a luptat pentru aceasta. Și mie îmi vine să cred că cine nu se luptă pentru căsătorie, nici după ce nu se luptă. Dacă nu te lupți la început, să ai un dar aparte. Cum o să te lupți după aceea? De exemplu, dacă atunci când îți cumperi o mașină, dau un exemplu, oarecare, să nu-l luați așa cum este. Spui, mașină să fie. Și e un hârf de mașină, normal că nu prea pui mare seamă pe ea. Păi, nici n-am dat mulți bani pe ea și așa mare 2 ani și duc la un șrot și cu asta basta. Dar când ai luptat să-ți cumperi o mașină nouă și ai muncit ani în șir și mai ai și un credit poate, apoi așa o grijești, te uiți la ea ca la casă. Ai luptat pentru asta, nu? Are un preț, o valoare. Nici nu-ți permiți apoi să o pierzi oricum sau să o neglijezi sau să te porți fie cum. Pentru că te-ai luptat pentru asta. Să ridice Domnul tineri stilul Odniel, care să se lupte. Și fete care nu se dau pe primul băiat și se luptă și ele. Asta nu înseamnă pretenții ne la locul lor. Că așa pot să fie pretenții ne la locul lor. Numai trebuie în final să fie echitate, os din oase și carne din carne. Că dacă nu, deja aveam eu pretenții, că așa pretenții sunt. Dar când mă uit la pretenții celorlalți prin geam, e bine pe-n perete să am și oglindă, să mă uit și în oglindă, numai pe geam, după fete sau după băieți, să mă uit și în casă în oglindă, să văd eu sunt sau doar vreau să fie. În al doilea rând, versetul 14 și 15, le recitim aceste două versete, când a intrat ea la Odniel, l-a îndemnat să ceară un ogor de la tatăl ei. Ea s-a pocărât de pe măgar și Caleb a zis, ce vrei, dă-mi un da. Căci mi-a dat un pământ dăm și izvoare de apă. Și Caleb a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. Sunt două interpretări aici. Una este formulată așa. Ea l-a îndemnat să ceară un ogor. El s-a dus și a cerut ogorul, dar ogorul a fost secetos. Și atunci ea s-a dus pe deasupra și a mai cerut izvoarele.
Este o variantă. Cealaltă variantă, că ea l-a îndemnat pe el să meargă, dar nu știu ce a făcut, până la urmă s-a dus și a cerut. Pe mine nu mă interesează în care din variantele astea două vă încadrați. Eu vreau să spun că am în 20 de nota 10. Că dacă ea l-a îndemnat pe el să meargă, asta e ceva bun. Când e vorba de un lucru bun, bărbații cum știți să asculte, chiar de soție, dacă e un lucru bun. Și acum, după ce a venit înapoi, spune, băi, ți-am dat ideea, dar cu ideea ce ți-am dat-o, că tu n-ai putut-o finaliza bine. Uite ce pământ ai adus. Ăsta e ogor? De ce nu l-ai pus altfel problema la tata, băi? Ca o femeie cu minte s-a dus ea și a cerut ea izvoarele, dacă varianta asta e valabilă. Deci ce nu poate face celălalt, completezi tu. Că de-aia e familie să fim complementare. Unul nu poate, vine celălalt din urmă. Așa cum spunea o familie, că la curățenie unul este mai angrosit și unul mai detalist. Unul așa trece cu grosul dintr-o dată și urgent le-ar pune la punct în 3 ore. Dar ar fi tot praf. Ălalt vine cu finisatul. Dacă ar fi amândoi așa pe finisat, nu s-ar mai termina curățenia. Dacă ar fi amândoi ca primul, ar putea face încă la 3 vecini curățenie, dar ar fi la toți mizerie. Și s-au completat împreună. Dacă cea de-a doua variantă este valabilă, ea l-a îndemnat pe el și el nu știu cum a pus problema. Auzi, sunt părinții tăi, este normal să mergi tu. Și până la urmă ea s-a dus, s-a dus de pe măgar, a cerut și a primit. Oricare din variantele astea două vi se ivesc în familie, puneți-le în practică, sunt în regulă. Și vom obține ceea ce dorim de la părinți, de la Dumnezeu, nu în sensul de a înșela pe alții, dar în sensul de a obține ceea ce putem să obținem prin luptă. Îmi place foarte mult această comunicare și înțelegere între ei. Să vorbiți unul cu altul, să poată accepta. Aici avem o schimbare de 180 de grade. Când vin familie și spui, așa trebuie. Și dacă ești în stare să spui, nu așa trebuie în urmă, înseamnă că ești un om care te poți întoarce roată, vezi de jur împrejur, nu ți-ți blocați volvenții așa pe la vreo 60 de grade și mai mult de aceea nu ți poate suci nimeni. Că dacă tu ai zis așa și te-ai pus în poziția asta, nu ți mai poate învârti, că ți-ți blocați volvenții, am zis. Un om care vede de jur împrejur și dacă așa a văzut el inițial că e bine, dar cel la lumina să-ți băie, întoarce-te înapoi. Uite-te așa, s-ar putea să vezi că altfel e bine. Am putut să accept. Asta înseamnă elasticitate și comunicare și bună înțelegere, când poți să lași unul după altul în ceea ce este bine, nu în ceea ce este rău. Și în al treilea rând, cât privește căsătoria, după ce s-a luptat, după ce a manifestat o bună înțelegere, a venit binecuvântarea. Vă spuneam ca și Caleb, binecuvântarea nu vine de la început întreagă. Binecuvântarea e ca un izvor care pe măsură ce curge se face râu și se adună cu alți afluenți și se mărește. Nu e râu volumul la munte mare și pe când ajunge la mare să mai fie numai așa ca o fâșie. Nu s-ar mai face mări și oceane niciodată, dar așa se fac mările și oceanele din creșteri treptate, așa-s binecuvântările. Pentru că aici, după ce s-a luptat pentru cetate, a primit izvoarele de sus și izvoarele de jos. Era niște localități, niște izvoare, nume știu eu. Dar, vedeți, Biblia asta e simbolică și ne permite să o interpretăm. Și avem nevoie și nu greșim cu nimic. Și noastră știți această lecție. Că luptându-ne putem primi zvoarele de sus și zvoarele de jos. Știți că sunt ape sus și sunt ape jos. Pe momente sunt despărțite. Dar noi avem acces la binecuvântări, spune Pavel în Efeseni 1:3, și în locurile cerești, prin Hristos Iisus. Și avem acces la binecuvântări și aici. Asta putem să primim și în familia aceasta, și în familia bisericii, avându-l ca mire și în perspectivă cum a fost relația între Domnul și Israel ca soț pe Iisus Hristos. Să ne luptăm și să ne comportăm în familie ca atare, pentru ca binecuvântarea Domnului să vină peste noi. Și după aceasta, haideți să-l privim pe Odniel ca judecător în Israel și conducător militar. Judecător, capitolul 3, iarăși trei lucruri aici. Ce l-a calificat pe Odniel să fie judecător? Faptul că a fost jinele lui Caleb și a avut o pilă la Iosua și la Fineas. Scrie Biblia aici, începând cu versetul 4, 3:4, judecători. Neamurile acestea, cananiții rămași acolo, au slujit ca să pună pe Israel la încercare, pentru ca Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe care le dăduse părinților lor prin Moise. Și copilul Israel a locuit în mijlocul cananiților și au luat de nevestele lor și le-au dat fiii și fetele lor. Versetul 7. Copiii Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. Au uitat pe Domnul și au slujit balilor și idolilor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și i-a vândut
în mâinile lui Cușan și Atarim, împăratul Mesopotamiei, și copilul Israel a fost supuși 8 ani acestui împărat. Ce l-a diferit pe Odniel și pe Axa de ceilalți? N-au fost închinători la idol într-o țară idolatră. Ce e scris în Apocalips? Închinătorii fiare, închinarea la idol. Asta va termina biserica în final, biserica apostată. Asta i-a terminat pe Israel aici. Imediat au vrut să se închine la idoli. Idolii Canaanului. Idolii lumii acesteia din jurul nostru. Ăștia ne subjugă pe noi. Pentru că nu i-au ucis pe cananiți, cananiții ne-au impus stilul lor idolatru. Pentru că e mult mai ușor să te duci la vale decât să tragi pe cineva la deal. Dar Odniel, casa sa, mă bucur că nevasta sa nu l-a provocat la idolatrie, pentru că vă amintesc de Solomon, un om extraordinar, dar nevestele sale l-au dus la închinare la idol. Axa n-a fost o soție care l-a tras prin închinare la idol. De aceea, dea Domnul ca în casele noastre niciunul, nici altul, să nu tragă spre idolatria lumii acesteia și să rămânem credincioși Domnului. La noi în casă să aibă valoare cuvântul și să-i urmăm întru totul poruncile. Acum să vorbim așa practic. Credeți că idolii de atunci erau chiar așa de speriat? Erau drăguți. Erau ceva potrivit cu societatea și mediul de atunci. Cum sunt idolii acum, cum am învățat noi la vremea potrivită? Păi da, exact ceea ce ne impune lumea acum. Ceea ce nu-i după Scriptură și noi știm atât de bine. Dar atât de greu ne deslipim, nu? Cum scriem psalm? Dumnezeu ăștia fac vreo prostie? Stau cu minți, au ochi, nu văd, poți să te cerți, au urechi, n-aud, nu se sizează nimic, au picioare, nu umplu, păi stau cu minți, băi, stau cu minți. Fie că sunt în inimă, fie că sunt acolo, pe, la locul lor, în casă. Dar Dumnezeu s-a supărat pe asta. Nu că un idol, cum zice Pavel, e ceva, că nu e nimic. Că la urmă, ce mare lucru este un asemenea idol? Ce face asta? Ce mare rău face un brad? Cum zice poezia, că din lemn se făcu casă și din fructe aromate și ce mobilă frumoasă la umbra lui, cea de-asta stai și odihnește, frate. Ce e rău în asta? Ce e rău bradul ăla? Zici, noi nu stăm în pădure să bața braz? Dar e un idol, e un nimic la urmă, ori. Da, dar Dumnezeu știe că asta ne ocupă inima și ne domină și se supără. Că asta cere timp și cere slujire și cere înclinații și devotament. Și numai că ți-a scos pe Dumnezeu, cu mizilic, cu lucru mic. Și Dumnezeu s-a mâniat și numai intri sub stăpânirea împăraților Mesopotamiei și spui, de ce-i baiu? Idolatria. Dar Otniel și Axa, la ei acasă, cum a spus Dumnezeu în Psalmul 81, Israele, niciun Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău, afară, ca la noi acasă să domnească Domnul și în biserică, amin. În al doilea rând, citim de la versetul 9 că Otniel a fost un om pus în slujbă de Duhul lui Dumnezeu, ridicat de Domnul, nu prin vreo împrejurare. 9 și 10. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul a ridicat un izbăvitor. Odniel a fost rezultatul rugăciunilor în durere și în necaza unei țări întregi. Pe Odniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, Duhul Domnului a fost peste el. Să vină Duhul Domnului peste oameni și el să-i ridice. Să ne rugăm, cum a spus Domnul, ca Domnul să ridice lucrători. Rugăciunea bisericii va forma lucrători. Strigătele noastre desnădăjduite dumneavoastră, poate vedeți uneori că nu se face cum trebuie. Și spuneți, dar ce pot eu să intervin la amvon sau într-o situație unde sunteți, într-o biserică? Dar ce pot eu să fac aici? Strigați către Domnul și El poate să ridice. Strigătele poporului ridică oameni și Dumnezeu îi formează, lasă Duhul peste ei și îi pune în slujbă. Și despre omul acesta, citim aici versetul 10 în continuare, a ajuns judecător în Israel și a pornit la război și a câștigat acest război. Când Dumnezeu alege pe cineva și ridică, vedeți din cine a ridicat Dumnezeu? Fratele cel mai mic al lui Caleb a născut un copil. Ce șanse avea asta? Când era vorba de ierarhie, avea o șansă? David, în familia lui, la Isai, păi nici în ochii lui Samuel n-a avut șanse. Dar este greu la Dumnezeu să aducă pe cineva de pe ultima bancă până în față? Este greu? Păi așa l-aduce, încât nici nu știi ori pe unde a ajuns, pentru că Dumnezeu este ieftin, băi. Nu m-a provocat pe filisteni să facă un război și 40 de zile au aruncat din ăștia frica. Și la Isai a pus pe inimă să-l trimite pe fiul său și pe ăsta vine Duhul Domnului și așa ca Samson altădată se juca cu funile ca școațile. Și merge în față și Domnul te dă mâinile mele. Ce copilul ăsta vei? E Duhul Domnului peste el. A fost, cred că, oameni în Israel acolo în tabără care s-au rugat și au spus, Doamne, vei lăsa tu oștirea ta de rușine? Nu a fost numai David singur. Nu numai Odniel și nevasta singur, poporul întreg.
au strigat cu toții către Domnul și Duhul Domnului a venit peste el. Când vine Duhul Domnului peste noi, atunci să facem lucrarea, că o facem sub călăuzirea lui Dumnezeu. Și atunci nu va fi o greșeală ceea ce se întâmplă. A fost pus în țară, judecător și luptător, și auzit ce spune versetul 10 mai departe. A pornit la război. El era războinic mai de mult, dar aici a pornit cu țara întreagă. Domnul a dat în mâinile lui pe acel împărat și mâna lui, adică mâna Domnului, a fost puternică împotriva lui Cușan Rișataim. Așa spune în versetul ăsta că e vorba de trei mâini, două a lui Otniel și una a Domnului. Când te lupți cu trei mâini, îi las cu două spănicăieri. Mai cu o seamă ca trei ai deasupra tuturor. Adevărații luptători au trei mâini, a spus cei cu Gedeon, sabia Domnului și sabia lui Gedeon. Păi cu o mână trebuia să țină ulciorul, numai cu una sabie, dar mai era o sabie și aia era la Domnul. Mai este o mână în față. Și când e mâna Domnului și mâinile noastre cu mâna Domnului sau în mâna Domnului, acolo e victoria. Așa a fost tot în el. Mâna Domnului și mâinile lui. Dar va fi mâna Domnului cu două mâini care nu-s curate? Care au umblat și cu idolii? Numai cât a lăsat idolii, s-a spălat pe mâini ca Pilat și gata, mâna Domnului cu noi. Nu, nu. Ridicați mâini curate spre Dumnezeu, bărbaților, nu? Spre cer, ca să lase Domnul mâna lui și să se împreuneze mâinile noastre. Și atunci demonii care sunt în văzduh, ca fără de ei, îi vom birui în numele Domnului. Acest om așa a câștigat biruința. Și de asemenea, ce îmi place foarte mult la acest om, că nu numai a fost un mare războinic și în țară să fi fost jale și urgie, a fost judecător în țară, a făcut război în afară și dreptate în țară. Uitați, acest Otniel a fost judecător în țară, 40 de ani a avut țara odihnă. A judecat după dreptate, înăuntru, n-avea idol, putea să spună curat pe nume la fiecare, dacă era și el un idolatru, putea fi mare războinic în afară, că și Saul a fost războinic în afară și a plăcut războiul până a murit, la război a murit, dar în țară dreptatea era spânzurată în cui? Dacă pe jinele fără dreptate a vrut să-l omoare. Războinic în afară, luptător și plin de dreptate și adevăr înăuntru, Doamne, sprijinește-i în aceasta. Și apoi țara a avut odihnă 40 de ani. Uneori facem război și luptă, nu pentru că neapărat ne place războiul, facem război de dragul păcii. Știți ce a spus îngerul la Gedeon când a venit? Fii pe pace, viteazule. Cum pace când tu îmi declari acum război? Nu armistițiu. Război în vederea păcii. Noi acum ne luptăm pentru instalarea unei împărății a păcii. Că Domnul este împăratul păcii. Dar până un altul, el este un războinic viteaz, cum îl prezintă Psalmul 45. Să fim războinici și vom moșteni împărăția păcii. Aceștia toți trei au fost oameni de excepție. În vremuri de criză, în vremuri de război, să faci ceva. Când toate iscoadele spun la fel, când o adunare întreagă spune așa, tu, Domnului, să vină peste tine să te ridici. Când nu există judecători în țară, sau țară întreagă geme, un Otniel să se ridice să pornească la război. Oameni de excepție. Pentru că de tineri, de când a fost iscoadă și Otniel de când s-a căsătorit, le-a fost dragă lupta pentru Domnul și în numele Domnului și au știut că Domnul e cu ei. Au fost oameni deosebiți. Dumnezeu ne vrea și pe noi oameni deosebiți în lumea aceasta. Oameni gata de luptă. Fie în frunte, cum a spus Caleb, fie în front, unde este cazul. Pentru noi lupta și biruința Domnului o dorim. Și în al doilea rând, ce îmi place foarte mult la aceștia, că au putut să împletească trei lucruri. Trăirea, cu slujirea și cu viața de familie. Sunt unii care în dreptul lor sunt pocăiți, dar n-au mari ispite că ei nu se luptă. Păi ce ispite mari să ai dacă tu nu te avânți în luptă? Alții se silesc, să admitem. Sunt și mari luptători, dar au scăpat frontul familial. Și în planul familiei nu câștigă biruința. Și cei care le împletesc pe toate trei, Domnul să ne ajute și nouă, să împletești trăirea, să împletești slujirea lângă ea, să fii nu doar un om care tu ești pocăit, dar un om care te lupți. Și apoi să nu uităm că avem familie, că de aici pornesc și aici se încheie toate. Că în familie ne-am născut și familia ne îngroapă. Nu știu dacă o să ne îngroape pe noi armata cu onoruri militare. De aici pornim și aici ne întoarcem. Domnul să vă binecuvânteze pe toți și să ridice Domnul din noi luptători pentru gloria împărăției sale și biruința Domnului. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.